Bună, Andreea! Bună, Ana! Începem astăzi cel de-al-lea ciclu de investigare realizat de Tim Grifasi și membrii Calogero Grifasi Academy. Astăzi începem cu primul protocol despre Freddie Mercury. Ești pregătită? Da! Bun. Poți închide ochii. Am să numărtesc crescător de la 5 la 1, în timp ce tu te relaxezi. Acum am să număr de la 1 la 3 și în timp ce număr, tu stabilești un contact telepatic cu Freddie Mercury din trupa Rock Queen. 1, 2, 3. Ok. Ce percepi? Îl văd pe el îmbrăcat în... Nu știu, cred că a fost una din ținutele lui de scenă sau de fotografii cu haina, pelerina aceea lungă și coroană. Ce culoare? E o haină așa cu alb și o pelerină cu alb-roșu, gulerul roșu oricum. Ca de blan, așa. Identifică-l? Da, el este. Cum descrii ADN-ul lui la nivel eteric? ¿10% ADN uman pe care îl păstrează și 90% ADN universal. Îl păstrează pentru o reîncarnare, pentru o... ca model pentru o reîncarnare pe Terra. Bun. Înțeleg că în acest moment el nu este reîncarnat pe Terra? Nu. Cum se simte? Se simte bine și concentrat. Focusat pe proiecte în diferite galaxii. Proiecte ce țin de propagarea sunetului
în diferite medii și sub diferite feluri. Bun. Unde este el acum? Pretutindeni a fost răspunsul. Și mai spre înțelegerea noastră în mai multe câmpuri, în mai multe dimensiuni. Împărțit în mai multe câmpuri. Bun. Tu ce percepi în legătură cu aceste câmpuri? Ei nu sunt conectate la niciunul, deci nu știu. Ar trebui să-mi pun intenția să mă conectez la unul din ele. Alege unul la întâmplare întâi, pune-ți intenția. Arată ca o scenă imensă cu toate instrumentele vreodată inventate și poate și cele pe care încă nu au fost inventate, cunoscute de oameni. Și există multe ființe care le au câte un instrument și le acordează. Ori sunt cu corzi, ori... Că fiecare ființă lucrează la câte un instrument. Lucrează sau cântă. Bun. Întreabă-l dacă este de acord să colaboreze cu noi la această investigație pe care o desfășurăm. Da, este. Bun, mă las să vorbesc cu el? Da. Conectează-te. Bună. Bună. Eu sunt Ana. Eu sunt Freddie acum cu voi. Și în rest, când nu ești Freddie? Sunt eu. Eu cel fără nume și fără corp și fără față și fără identitate. Cum te simți? Liber. Ce poți spune despre câmpurile în care te afli? Sunt infinită, nemărginită, nelimitată. Sunt limpezi și intense în același timp. Adică ușoare și intense în același timp. Dar spre deosebire de pământ, aici, în aceste câmpuri, sufletul nu este afectat de aceste energii și de aceste călătorii dintr-un câmp în altul. Câmp, sufletul călătorește și experimentează liber, fără suferință, fără îngreunare și fără limită.
Am înțeles că te pregătești de o reîncarnare pe Terra? Încă nu. Dar acele secvențe de ADN le am păstrate pentru o astfel, pentru această opțiune. Care este diferența? Dacă e să măsurăm în anii terestri, nu se va întâmpla nici când în următorii 200 de ani această reîncarnare. Care este diferența între acel ADN universal și ADN-ul uman? În ADN-ul uman sunt secvențe, codon ce poartă și din ADN animal și vegetal. ADN universal, pe de altă parte, este un mix perfect de orice ADN posibil universal, la orice formă de viață și de creație și de materie. Acesta este un mix, asta înseamnă universal. Și atunci ADN-ul uman nu ar putea fi o fațetă, o altă fațetă din acest ADN universal? Bineînțeles, dar are particularitățile lui pentru a susține corp fizic, a forma corp fizic. Pentru a fi diferențiar și a fi reperat, cunoscut cu anumite particularități pentru Terra și pentru sistemul respectiv. De aceea i s-au dat anumite secvențe, anumite informații, anumite coduri pentru a și a rămâne așa, cu foarte mici variabile, atât timp cât Terra va fi Terra, condițiile și tot existența pe acea planetă va continua în felul în care este în prezent. Bun. Tu ai făcut parte din această trupă rock queen. Cum ai ales pentru logo-ul trupei semnele zodiacale și pasărea Phoenix? De unde a pornit această idee a alegerii logo-ului? Pentru a pune amprenta ADN-ului nostru și profilului nostru. Energia adusă prin esențele noastre și prin mentalul și prin energia pe care noi fiecare în parte am adus-o din alte dimensiuni purtate prin ADN-ul nostru și prin câmpurile noastre, să le punem în muzică, în actul de a crea prin muzică. De ce această alegere? Aceste semne zodiacale? Pentru că ele poartă o anumită energie, semnifică, e amprenta noastră. Amprenta noastră pentru acea viață. Și pasărea Phoenix? Ea este însăși spiritul muzicii, renașterii, vieții. Energia iubirii, energia creatoare. Ea este cea care ne dă nouă viață fiecăruia în parte și prin
protecția ei și prin spiritul ei, prin această energie, noi nu, muzica noastră și noi nu rămânem la fel de puternici, ajungem la fel de ușor în orice timp și în orice spațiu la suflete umane sau non-umane. Bun. Aș vrea să știu dacă crearea trupei Queen a fost plănuită înainte de reîncarnarea ta ca Freddy. Da, bineînțeles. O trupă atât de importantă, cu un impact atât de mare, nu se naște întâmplător dintr-o într-un context și în circumstanțe aleatorii. Doar felul în care noi ne-am întâlnit și sudat a fost ceva ce s-a întâmplat de la sine și ce nu am prevăzut, ce nu am știut, pentru că era factorul surprizei pentru fiecare în parte și al dezvoltării personale, dar întâlnirea noastră a fost știută înainte ca noi fiecare în parte să ne naștem. Cine a decis acest lucru? Cum s-a luat această decizie de a crea această trupă și cine? Sinele meu din cel mai înalt punct de conștiință. Iar apoi, după ce au luat această hotărâre, au început să caute, să-i caute pe ceilalți. Și găsirea lor nu s-a petrecut într-un moment, adică într-un singur punct. A fost nevoie de mai multe vieți ca să venim împreună, mai multe tatonări, încercări. Mai multe permutări de relații, de vieți, de întâlniri între noi patru. Și noi mai mulți, pentru că nu am fost în spatele acestui trup pe nou, stă doar principalii actori, nu am fost doar noi patru. Care a fost motivul pentru care ai creat această trupă? Pentru a crea, a materializa un fel de casă spirituală pentru suflete cu o conștiință înaltă și cu un grad înalt de artistic și de iubire, de împărtășire, de curaj, de a aduce din alte dimensiuni energii ce le aparțin, pe care creații ce le aparțin. Am creat o casă și pentru mine și pentru ei, pentru ca după moartea noastră această casă prin muzica noastră să fie la îndemână oricui are nevoie, oricărui suflet. Prin conectarea, prin diferitele sunete și cuvinte și energia din spatele acelor cuvinte și sunete la frecvențe înalte, vindecătoare, înălțătoare, de speranță și de iubire. Care este
motivul pentru care în această viață ca Freddy tu ai fost bisexual și cum a fost decisă această bisexualitate? Pentru că nu am putut, de fapt nu că nu am putut, am ales să dau voce atât energiei masculine cât și feminine, să le dau voie să se exprime concomitent și pe rând în cântecul meu, în vocea mea, prin și astfel prin corpul meu și eu să experimentez, să le experimentez pe ambele. Nu aș fi putut sau nu aș fi dorit, mi s-a părut foarte natural să fiu condus de ambele energii deopotrivă într-un echilibru. Deși în plan fizic a fost o provocare. Pe de altă parte, eu și alții am reprezentat și reprezentăm un model de curaj, de deschidere, de sinceritate prin a vorbi despre asta și a recunoaște asta. Bun. Îmbolnăvirea cu HIV, contaminarea cu HIV, a fost decisă înaintea reîncarnării? Nu, a fost un accident. Cum a fost creat acest accident? Ce informații ai? A fost o decizie luată pe parcurs, adică o adăugare la planul de viață, un adaos, o ceva în plus. Acceptat de altfel a fost și ca o provocare pentru mine însă. Prima și singura dată prin care am experimentat această boală și efectele ei asupra mentalului și emoționalului, în special și doar ca ultim, ca efect, ca și consecință asupra fizicului. Aceasta de a mental și emoțional în sensul că era greu de dus, de explicat, de înțeles pentru sine și să mi se explice sau eu să explic altora niște stări de dincolo de durere, de confuzie, de pierdere a sinelui, nu o pierdere a conștiinței, dar pierderea sinelui pentru fracțiuni de secundă sau cred în fizic. În plan social, la fel, un exemplu de a arăta oamenilor că geniul ascuns în ADN-ul tău, în ființa ta, nu poate fi oprit, blocat, murdărit sau îngropat de nicio boală, oricât de gravă sau de ușoară ar fi, oricât de cunoscută sau necunoscută ar fi. Și indiferent de felul în care pentru perioade scurte de timp îți afectează apariția în public sau
comportamentul. Tu ai vorbit deschis despre homosexualitate și despre infectarea cu HIV și această afecțiune SIDA, într-o perioadă în care aceste teme nu erau foarte cunoscute. A fost acesta un proiect în sine? Da. A fost și este și pentru alții. Multe suflete încă se mai încarnează cu această dorință și această misiune, acest plan de a încerca prin propriul exemplu să îndepărteze lumea, oamenii, de programul și sistemul judecății, judecății celorlalți pentru alegerile pe care ei le fac. Și superficialității de a privi un om și de a simți un om sau a-l judeca sau a-i pune etichete doar prin orientarea lui sexuală sau aspectul fizic. Eu și noi am dorit și dorim ca oamenii să își respecte propria ființă cu tot ce înglobează ea fizic și spiritual. Și dacă ajung la acest respect prin relațiile lor și provocările lor cu alții, atunci proiectul meu și proiectul nostru este unul reușit. Încă mai există această judecată, dar din ce în ce mai mult oamenii se deschid mental. Dar e un proces mai lung, mai lent, mai de durat. Nu am fost chiar primul, doar că prin amploarea, prin faima pe care am avut-o, am putut să ajung la mai mulți. Cum ai descoperit că ești infectat cu HIV? Am primit mesaj de la sinele meu. Mi s-a explicat într-un vis, să spune, cum va decurge totul în fizic, în emoțional, în mental, cum mă voi simți. Eram pregătit, am fost pregătit. Ai reușit să decodifici aceste informații? Treptat. Pe măsură ce lucrurile se desfășurau și în fizic, în corp sau în relațiile cu fiecare în parte. Nu, într-adevăr, nu am înțeles totul de la început. Nici nu aveam cum trebuia să trec prin ele, practic. Dar, da, nu a fost, să spun, un șoc. Tu ai compus și ai cântat piesa
Show must go on. Și aș vrea să știu dacă pentru tine acest show, acest spectacol se derulează și în acest moment. Și dacă da, cum? Fiecare existență în parte este un spectacol. Ideea este că acest spectacol este continuu dincolo de corp fizic și dincolo de Terra. Este un spectacol pe mai multe scene dus concomitent. Și noi, personajele, ne plimbăm de pe o scenă pe alta, într-o dimensiune în alta. Iar noi avem mai multe aspecte, tocmai pentru a putea fi, a putea juca în mai multe spectacole, a avea un rol principal sau secundar. Tu aici, de exemplu, pe Terra, te văd că joci rolul tău principal, în timp ce în alte planuri, secundar. Pentru mine, viața ca Freddie a fost un rol principal pe care l-am iubit și o să-l iubesc, bineînțeles. L-am iubit dinainte să-l joc și îl iubesc și acum după ce l-am jucat. Iubesc și rolul și dimensiunea și partenerii de spectacol. Unde se desfășoară acest rol principal pentru tine acum, în momentul în care vorbesc? Departe de voi, departe de galaxia voastră. Aici sunt un dirijor, să spun, de spectacole, un aranjez scenele. Sunt omul din spate, dar omul care le știe și le face pe toate, le aranjează. Nu pentru mine, nu pentru faimă, nu nici măcar pentru evoluție, ci din iubire pentru ființe, pentru existență. Pentru artă, fie ea muzică sau orice altceva, pentru exprimare, pentru cuvânt. Tu ai cântat împreună cu Michael Jackson piesa There Must Be More to Life Than This. Adică viața trebuie să însemne mai mult decât atât. Ce înseamnă acest mai mult în comparație cu viața în plan fizic? E acea cunoaștere, ne refeream la acea cunoaștere, la acele experiențe din care noi ca ființe, ca și conștiință, aducem pe Terra frânturi, firicele, ca firicele de nisip, fie ca informație, fie prin esența noastră. Putem să ne referim la aranjamentul perfect al unor planete, echilibru, colaborarea lor energetică. Putem să ne referim la acele ființe de lumină pură și energie pură de iubire, la care unii ne conectăm, unii mă refer la oameni,
dar și dincolo de, de tera și de corp. Și depinde unde suntem, pentru că putem să ne conectăm și să nu știm, să nu avem încredere, să nu ne amintim, să fim mai prezenți în anumite câmpuri sau în anumit câmp mai dens, mai jos și să nu ne dăm seama cu cine și cu ce ne conectăm. Ce este mai mult decât viața fizică este sistemul precis și infinit în care fiecare punct are un sens și un rol și un efect asupra tuturor celorlalte puncte. Nu există puncte moarte, nu există spații moarte, nu există găuri negre, nu există gol. Ce sunt atunci aceste spații, câmpuri pe care noi le numim găuri negre? Cum le percepi tu din acel punct? Sunt doar treceri din ceva cunoscut în ceva necunoscut. Ce nu înțelegem, numim ca și gol, ca și gaură neagră. Și atunci, din acest punct în care te afli, din care îmi vorbești, cum vezi tu diverse entități? Create și autocreate. Creați. Omul și sistemul lui, organe și corpurile lui subtile nu au fost create din prima. A fost nevoie de mai multe colaborări, de colaborarea mai multor conștiințe și încercări diverse până s-a ajuns la această perfecțiune, această... Deși omul acum, în prezentul din care îmi vorbiți, nu este la perfecțiunea lui. Dacă vorbim în termenii cunoscuți, a involuat, dar la origine, când s-a creat primul om și acele conștiințe au căzut de acord că așa va fi, așa se va multiplica, el era perfect și nemuritor. Așa și restul de entități, cunoscute vouă sub diferite ADN-uri și forme și caracteristici, sau au fost create sau s-au autoformat, autocreat. Bun. Spune-mi, unde este Michael Jackson acum? Unde îl percepi tu? Pe Terra.
bun, cum îl vizualizezi? Este o fată de 20 de ani. Unde? În Elveția. Cântă la vioară, dar nu este... nu se face cunoscută. Și nu se... Și nu va fi cunoscută decât de un grup restrâns de oameni. Oameni pe care ea și-a ales speciali pentru ea. Este alegerea ei, ei, a lui, să facă asta. Din câte cunosc și din câte mi-a povestit, el nu dorește să mai ajungă în această întrupare faimos cunoscut. Vrea să fie, să experimenteze acest dar de a aduce muzica din ceruri, din dimensiuni și frecvențe înalte, din cunoaștere și energie înaltă, să experimenteze pe Terra și să răspundească doar acelor oameni care o înțeleg și îl înțeleg cu adevărat. Bun. Mulțumesc pentru aceste informații. O să revin la tine. Lasă-mă cu Andreea. Andreea, deconectează-te. Cum te simți? Bine. Bun. Aș vrea să te conectez cu această fată din Elveția. Adică să canalizez sau doar să mă conectez? Întâi vreau să te conectez cu ea telepatic și apoi o canalizăm. Mă percepe. Te percepe. Bun. Lasă-mi să... Întâi aș vrea să o întrebi dacă își amintește viața ei anterioară în acest punct în care vorbești cu ea. Da. Spune că da. Bun. Vrea să colaboreze cu noi? Da, ne invită în spații pentru asta. Vrea. Mă las să vorbesc cu ea. Da. Conectează-te. Bună. Bună. Eu sunt Ana. Lucrăm la o investigație despre Freddie Mercury și am ajuns la tine. Vreau să știu dacă... Păi cum ați ajuns la mine? Uite, am ajuns la tine pornind de la acest cântec pe care l-ați cântat împreună. There must be more to life than this. Pe care altă, nu eu, eu. Mai spune-mi o dată. Alt aspect al meu l-a cântat, nu eu. Nu? Alt aspect al tău. Dă-ne detalii despre acest alt aspect al tău. Păi nu pot să-mi atribui eu meritele pentru el dacă nu eu direct l-am cântat. Bun, tu ce informații ai?
Despre ce anume? Despre acest alt aspect al tău. A, știu cine a fost. Știu cât de iubit este. Unde este acum acest alt aspect al tău? Între lumi. Între lumi. Cum îl percepi? Se relaxează, se joacă, experimentează foarte diferit de cum a experimentat aici. Îl văd așa, pur și simplu, ca un copil care experimentează aparent aleatoriu, dar din dorința de a de nu-și asuma o anumită misiune sau fără plan, pur și simplu, prin esența lui. Ai putea să ne explici, Freddie, atunci când l-am întrebat unde este Michael Jackson, n-a condus la tine. Da, eu port o parte din talentul și din amintirile și din emoțiile lui Michael, fiind un aspect din același total. Bun, adică din aceste... aceeași sămânță. Adică aceste informații se transmit între diferite aspecte. Da. Da, informațiile se transmit toate, doar felul în care eu aleg să folosesc o parte sau să nu folosesc diferă de la aspect la aspect. Bun. Dar tu vezi acel aspect care a fost Michael? Îl vezi în alt film? Da, nu sunt eu. Michael, dacă la asta vă referiți. Bun, asta vreau să văd. Bine. Cum folosești aceste informații, aceste talente, pe aceste, acest talent pe care l-ai preluat de la Michael? Cum îl folosești în viața ta? Compun și cânt muzică în alt fel și eu mă manifest, dar și el se manifestă într-un fel prin mine. Deci eu prin el și el prin mine. Sau totalul nostru prin noi și pe această cale prin fizicul meu și prin viața mea aici și manifestă o anumită particularitate, esență. Bun. Dar nu pentru a fi răspândită cum a răspândit el, cum a împărtășit el maselor. Eu nu merg spre oameni, aștept ca acei oameni să vină spre mine, acei aleși. Pe ce criterii ai ales? E o alegere dincolo doar de mine, adică nu doar eu am ales, eu sunt doar un canal. Sunt aleși și... pentru a-i putea conecta prin muzica respectivă la anumite conștiințe. Într-un fel, toți muzicienii în lume fac asta, sunt canale de ca prin muzica lor, dar prin frecvențele acelea pure, atrase de oamenii diverși, ei, acei oameni, să se conecteze
la conștiințele lor sau la alte conștiințe din alte planuri. Care este... În rest, eu voi experimenta și iubire și voi fi și mamă, adică am în paralel și viața mea și planul meu separat de acesta de a fi un canal și de a răspândi muzică pentru cei aleși. Care este scopul conectării cu alte conștiințe prin muzică? Așa curg energiile și informațiile ușor și natural și non-invaziv din alte planuri aici pe Terra. Unii oameni se reconectează la aspectele lor, în alte alții primesc ajutor în mod subtil și de durată profundă. Te poți conecta prin muzică la diverse entități? Da. Bineînțeles. E sunet, totul e pe sunet, pe vibrație. Felul în care muzica se materializează pe Terra este diferit de orice alt spațiu din univers. Unii oameni au acest clar auz și clar simțire. Poți să și simți muzică, nu doar să o asculți, să o auzi. Și cât sunt mai neafectați de societate, de familie, adică afectați în sensul de a fi împiedicați să vină în contact cu ei, cu ea, cu muzica, cu atât mai ușor reușesc să primească și să decodifice și să materializeze anumite proiecte sau să vindece prin vocea lor sau prin atingerea lor. Tu spui că vrei să conectezi prin muzică oamenii cu diverse conștiințe. Da, pentru că acele conștiințe să le transmită informații de genul... știți că sunt oameni care compun sau alcă fac anumite au proiecte prin care ei vindecă prin muzică, anumite compoziții vindecă prin muzică terapeutică. Mulțumim pentru aceste informații. Andreea, deconectează-te. Andreea? Mm-hmm. Să încercăm să ne conectăm la acel aspect care are legătură cu Michael. Spune-mi dacă îl percepi unde este. Da, nu știu, e un spațiu, parcă e într-o fugă așa, adică nu-l pot localiza, îl văd într-un spațiu, dar nu stă pe loc, să zic. Mm-hmm. E într-o continuă mișcare și rapidă.
Nu poți comunica mental cu el? Să-l întreb dacă dorește să colaboreze cu noi? Da, presupun, pentru că m-a tras el în punctul în care era. Bun, cum îl percepi? Nu, nu are un corp, e doar ca o lumină care schimbă nuanțele și intensitatea rapid de la secundă la secundă. Și mi arată cum pot să trec prin cumva prin el sau prin banda aceasta de lumină dintr-o parte în alta. Și l-am întrebat dacă el este un portal, mi-a venit să-l întreb dacă el este un portal în sine. Și a spune, și a zis, da, exact. Prin mine puteți să treceți, să treacă oricine, dar oricine are intenții bune, înalte. Nu curiozități sau interese proprii. Și mi explică ce înseamnă curiozități sau interese proprii, sau de fapt spune să-ți explic cum fac eu diferența. Pentru că într-adevăr ar putea fi ceva subiectiv. Și el spune intenții înalte înseamnă a aduce din esența ta tot ce este, nu, a-ți pune la dispoziție esența, cunoașterea și lumină pentru cei care au nevoie de o parte, de o anumită, de un anumit cod, de o anumită informație sau de o anumită nuanță din esența ta pentru a evolua și pentru a crea. Și că el asta este acum, un portal prin care oricine prin pofida acestui principiu de adevăr și de iubire să treacă prin el și să se conecteze la un spațiu sau la un alt suflet, cunoscut sau necunoscut de respectivul care a inițiat această dorință, această de intenție de a se conecta. Și că el facilitează aceste treceri dintr-o parte în alta. Și că prin asta el învață și se vindecă și dăruiește toate în același timp. Bun. El a cântat acest împreună cu Freddie Mercury, da, această piesă cu There Must Be More to Life Than This, adică că viața înseamnă mai mult în comparație cu ce vedem în plan fizic. Ce înseamnă pentru el acum aceste informații, sau ce a vrut să exprime prin ceea ce a cântat? Spuneam, am exprimat ce am știut și ce am simțit înainte să mă nasc și după ce, încă dinainte să mă nasc și în continuare după ce am murit, după ce corpul meu a cedat,
că viața este în spirit și în conștiință. Nu doar în corp. Corpul fizic este ultima instanță, este doar formă. Este doar un portal și el. Și noi suntem cu toții portaluri, uneori în formă, alteori doar ca energie. Am mai spus că și Terra este un portal, că planeta în sine este un portal, și Luna și Soarele. Și cum spune el, cum Terra este un câmp, o casă, un spațiu în care se materializează și creează, în și pe care se creează, la fel și o conștiință este un spațiu de creație. Este spațiu și minte creatoare în același timp. Cum spunem noi de multe ori, că noi ne creăm propria realitate prin mintea noastră, prin gând. Bun. Noi realizăm acum un ciclu de investigații despre Freddie Mercury și aș vrea să știu dacă el ar fi de acord sau ar dori să realizăm un astfel de ciclu de investigații despre viața lui, despre cariera lui artistică. A spus, da, doresc asta, dar aveți foarte mare grijă. De fapt, nu eu spune așa, să avem grijă, cine roagă mai mult să avem atenție la felul în care, la intenția pe care o punem, la fel să fie una dincolo de curiozitate și de interese proprii, cât de a, prin cunoașterea lui și prin ce, la ce ne conectăm, să ne folosească la cât mai mulți, să folosească cât mai multor oameni. Cum vede el intenția noastră acum, în acest punct? Spune, este, mă simt în siguranță și comod în prezența voastră, deci intenția voastră este bună. Este constructivă. Ce părere are el despre Freddy? El numește fratele lui. De ce îl numește așa? Pentru că împărtășesc multe... Au împărtășit în corp uman, dar și în alte corpuri și în alte planuri experiențe împreună și se aseamănă mult și sunt conectați energetic. Indiferent de spune, indiferent de cum a spus el de locurile sau spațiile în care noi ne jucăm roluri principale, dacă suntem sau nu împreună în rolurile noastre principale. Noi oricum suntem conectați și simțim la fel. Bun. Mulțumim pentru aceste informații și ne luăm la revedere de la el. Ne vom reîntâlni.
Da, exact, se spunea, aștept să ne reîntâlnim. Mulțumim. Să-mi spui când a plecat. Da, da. Bun. Revenim la Freddy. Conectează-te cu el, Andreea. Suntem undeva ca în culisele unei scene și simțeam, nu știu, entuziasmul ăla, exact cum ești la un concert mare și de-abia aștept să se să înceapă. Și, nu știu, suntem aici împreună. Bun. Predia spune. Îmi zice de nu știu, mi-a spus de un suflet, ca un spune că el are încercam să înțeleg dacă e un aspect al lui și spune nu, nu, nu e aspect al meu, dar am, că azi e un urmaș. Ca un ucenic, așa știi, ca un alt suflet căruia i-a transmis așa din pasiunea lui și din cunoștințele lui și planul și toată cunoașterea lui în legătură cu felul în care spune el se face muzică și se poate răspândi și poate muzica să ajungă și să conecteze suflete umane, oamenii. Și a zis să vedeți ce adevărat om și muzicianul veți va ajunge la faimos, mai faimos decât Michael, decât mine în următorii ani. Spune că e un copil de așa numește copil, e de fapt un adolescent de 17 ani acum în prezent. Și cumva el acum în toată scena asta e ca și cum îl învață pe el și îl pregătește pe el din acest plan. Deși el are corp fizic, el na, este pe Terra. Undeva în America. Bun. Freddy a cântat pentru Jocurile Olimpice din Spania, piesa Barcelona, împreună cu Montserrat Caballé, care a decedat în urmă cu câteva săptămâni. Și aș vrea să știu dacă după moartea acesteia el s-a întâlnit cu ea. Nu spune că nu s-a întâlnit pentru că ea încă nu este pregătită sau în punctul în care să susțină frecvențele spațiilor, spațiului în care este el. Adică e prea, spune el, e prea curând. Prea curând. Cum o vizualizează el? Într-un spațiu cu turbulențe, cu mi arată așa niște vortexuri în care este ea trasă dintr-un vortex în altul. Și spune că ea, el nu se poate conecta telepatic cu ea. Bine. Hai să vedem dacă tu reușești, Andreea, să te conectezi. Să o vizualizezi unde este. Eu o văd în ca într-un spațiu, așa, ca într-un lift și se mișcă liftul cu ea înăuntru, în sus și în jos. Urcă câteva etaje, după aia coboară, nu știu. Asta percep. Uh-huh.
Conectează-te telepatic cu ea. Punem dacă te percepe. M-a perceput, dar nu... Nu e dornică să... Nu e dornică să... Comunice. Chiar m-a respins. De fapt, ea respinge pe oricine intră. A zis ceva de genul, nu încă unul. Înțeleg că au încercat să se conecteze și alții cu ea și ea este deranjată de faptul ăsta. Bun. Noi facem o investigație despre Freddie Mercury, cu care ea a cântat, și vreau să știu dacă este de acord să ne răspundă la câteva întrebări. A zis, dacă mi-l aduceți pe Freddie, în spațiul ăsta, și pot să-i simt prezența, atunci, da, pot să încerc să vă răspund. Este mai ușor pentru noi să ne conectăm cu ea decât pentru că suntem mai aproape de planul ei, decât pentru Freddie. Ea cum se simte acum? Iritată, obosită, spunea rănită. Rănită. Ce emoții de joasă frecvență are în corpul ei energetic? Tristețe, nu detectez altceva. Tristețe ca și cum a părăsit mai devreme decât se aștepta sau simțea ea planul. A murit mai devreme decât își dorea, decât se aștepta. Zice că a lăsat neterminat proiectul. Și spune, trebuie să o iau de la capăt și în fizic anii ăștia sunt greoi, să trec prin toate, prin copilărie, prin să învăț și iară să ajung la apogeu și poate atunci din nou n-o să... Poate se întâmplă din nou să nu pot să termin proiectul. Asta mă irită. Că nu e prima dată când mi se întâmplă. Bun. Dar zicea, oricum, e poveste lungă cu proiectul ăsta. Ar dori să facem la un moment dat o investigație despre ea, așa cum facem despre Freddie. Despre ea și despre cariera ei? A zis da, la un moment dat, dar momentul ăla în măsura planului, în timpul terestru, trebuie să fie mai... Să lăsați cel puțin un an după moartea mea. Altfel nu va avea valoare, nu va avea eficiență. Cum se simte ea? Cum percepe ea acest câmp în care este după deces? După ce a părăsit planul fizic? Spune că pentru ea toate trecerile au fost... ca niște perioade de convalescență.
Și acum se află într-o astfel de perioadă. Trebuie să fie lăsată singură și zice, se pare că multă lume interesată și zice, dar înțeleg de ce. Și atunci toate conectările acestea mă irită, dar nu am cum să le opresc, cum să le evit. Oh, ce părere are ea despre Freddy? Cum îl percepe? A spus lumea a fost, el a fost prea pentru timpurile acelea, pentru societate și pentru oamenii din timpurile acelea, dar cum se întâmplă, se pare, cu foarte mulți oameni, lumea îl apreciază mai mult și îl înțelege și îl valorifică cu atât mai mult decât în timpul vieții și munca lui, dăruirea lui, sacrificiul lui chiar va conta, contează și va conta pentru veacuri chiar. Bun. Întreabă dacă dorește să facă o curățare a corpului energetic și să scoată această emoție de joasă frecvență, această tristețe din corpul ei energetic, să o transforme sau să o elimine într-un portal? O văd cum iese din liftul ăsta, dar e bine, iese temporar, provizoriu. Și răsuflă de câteva ori, în felul ăsta le scoate. Spune nu le transform eu personal, ci le transformă mintea universului. Așa s-a exprimat. Bun. Vrea să încerce să se mute într-un spațiu mai bun? Nu, ea zice, asta nu este un spațiu bun sau rău în care sunt. E doar un parcurs care ea e obișnuită, spune. Bun. Deschide-i un portal la o frecvență ușor mai înaltă decât cea la care vibrează ea acum. Nu, nu acceptă, intră înapoi, a intrat oricum în lift. Nu, spune că ea știe unde este, cum este și care este parcursul ei. Ne mulțumește, dar zice că nu are nevoie să-i deschidem noi un portal. Spune, nu se schimbă, zice, înțeleg ce încercați, cum încercați să mă ajutați și să faceți pentru mine, vă mulțumesc, dar starea mea nu se schimbă în funcție de liftul ăsta sau, mă rog, spațiul ăsta. Dacă... Da, și atunci... Îi mulțumim pentru colaborare. A spus să-i transmitem ceva, să-i trimitem. Îi transmite lui Freddy prin noi. Mulțumiri pentru tot ce au experimentat în plan fizic împreună. Pentru colaborare, pentru tot ce a simțit alături de el. Și acum m-am deconectat de ea. Bine. Bun, ne reconectăm telepatic cu Freddy. Unde îl percepe acum? Tot prin jurul scenei respective, mă rog, spațiului respectiv.
Mă las să vorbesc cu el. Da. Conectează-te. Am reîntors. Bun. Aș vrea să știu de ce ai vrut să începi o carieră solo și să părăsești trupa Queen. În mintea mea și în simțirea mea nu a fost o părăsire și știam că nu... A fost doar o încercare de a colabora și în alte feluri cu alții muzicieni sau de a mă exprima eu. Era și ca o pauză, ca o încercare. A fost o idee bună? Din punctul acesta a fost o idee, da, bună. S-a simțit într-adevăr, s-au simțit anumite tensiuni, dezamăgiri, tristețe din partea fiecăruia, dar cu toții, într-un fel sau altul, aveam nevoie de această perioadă în care să ne dăm spațiu unul altuia, să respirăm în noi, să fim responsabili doar de noi. Poate și un test al cât de puternic eram noi ca familie, ca grup. Ca... Bun. Și motivul pentru care te-ai reîntors în trupă? Exact ca o familie, totdeauna te întorci acasă. Ei au fost casa mea. Această trupă a fost casa mea. Am respirat destul doar în propria mea conștiință, în propria mea, propriile mele idei. Am simțit nevoia să creez din nou cu ei și să fiu în acest câmp energetic creat între noi, alimentat de noi. Cum au reacționat cei din trupă la întoarcerea ta? Fiecare în parte știa că o să mă întorc. Adânc în sufletul lor știau asta. Așa că s-au bucurat. Fiecare aveam nevoie unul de altul. Eu nu... În profunzimea relațiilor noastre, relații noastre, eu nu eram mai presus decât ei. Aveam nevoie de ei la fel de mult cum și ei aveau nevoie de mine. Bun. Ești conștient de faptul că foarte mulți oameni merg la casa ta din casa pe care ai avut-o în Kensington, în Londra. Și acești oameni merg acolo pentru a te omagia. Da, pentru a simți acea energie a mea lăsată acolo. Prin intenția mea, energia mea va dăinui mereu în acel loc sau pe orice scenă sau pe oriunde am pășit, nu doar acolo, în casa respectivă. Tu simți energia lor? Depinde de intensitatea pe care ei o pun în... atunci când se gândesc la mine sau când se conectează la mine cu prin muzica mea, când ascultă muzica mea, noastră. Cum simți această energie? E și ca o reamintire, ca o reîntărire, îmi dă acest impuls de a rămâne conectați, de a crea
chiar dacă nu acolo pe Terra, dar crea și pentru ei. Și de a-i ajuta. Să se conecteze la ei înșiși. Ca un sprijin reciproc, așa este această energie. Dar nu e găsesc, nu e un sprijin așa, nu știu, sprijin e prea puțin spus. De unde este direcționată această energie care pleacă de la ei? O vezi direcționată undeva? În momentul în care ei aduc acest omagiu. E ca o explozie din interiorul lor, oriunde în jurul lor. Partea ajunge la mine. De fapt, energia ajunge în multe locuri, adică în multe spații, sunt ca niște raze așa care ajung mai aproape sau mai departe, ori la mine, ori la alte suflete. Bun, tu ce faci cu această energie? O dau mai departe. Adică le transmit ori lor înapoi, ori în univers pur și simplu. Energie care umblă liberă, care se conectează dintr-un punct în altul, de la un om la altul, de la o conștiință la altă. E folosită spre creație mai departe. Nu rămâne, adică nu se oprește într-un punct. Energia lor, cum nici a mea, nu se oprește doar la într-un anumit punct. Sunt ca o rază care se mișcă continuu dintr-un loc în altul. Non-stop. Există comunicare telepatică între tine și aceste persoane? În cazuri, în puține cazuri. Pentru că nu toți au nevoie sau nu toți au sunt pregătiți să se conecteze telepatic cu mine. Ai un mesaj pentru cei care te ascult acum? Iubiți pe voi și tot. Iubirea este cheia voastră și cheia universului. În mesajul acesta stă orice mesaj, stă orice cunoaștere. În a iubi. Și muzica e un act de iubire. Și nu păstrați așa cum primiți, dați mai departe. Mulțumim pentru această colaborare. Vă mai aștept și sub alte forme sau cu alte întrebări. Ce înseamnă și sub alte forme? Am siguranța, certitudinea că acel băiat va
duce aceleași energie pe care și-o am răspândit-o pe Terra și că prin el noi ne o să ne mai reîntâlnim și vom mai vorbi și vom mai împărtăși. Bine. Mulțumim încă o dată pentru această colaborare, pentru informații. Ne luăm aici la revedere. Și încă ceva. Lăsați sau motivați, aduceți muzica noastră, nu doar Queen, ci și altori mari muzicieni și clasici și trupe în viața copiilor voștri. Sunt mult prea acaparați de sunete pe care eu nu pot să o numesc muzică. Adică muzica din zilele voastre nu este muzică. Nu este benefică pentru voi. Și așa că aduceți-ne pe noi în viața copiilor voștri, pentru că ei sunt viitorul. Da, mulțumesc. Mulțumim și noi. Ne luăm la revedere aici. Andreea, deconectează-te. Mm-hmm. Cum te simți? Bine. Cum îl vezi acum pe Freddie? Bine, îmi sună cântecul acela Under Pressure, cu el mi l-a transmis acum și se întoarce spre misiunea lui acolo, spre scena lui. Ieșim din acest câmp, din această scenă. Mm-hmm. Deconectează-te acum de tot și de toate. Eliberează-te de orice rezidu energetic din această sesiune, număr de la 1 la 3 și tu te întorci în timpul prezent. Îți simți corpul din ce în ce mai ușor, îți simți corpul liber și ușor, te simți bine. Și o senzație minunată de liniște, de pace, curge prin tot corpul tău. 2. Îți ridici frecvențele la valoarea ideală și simți cum corpul tău se încarcă cu forță și cu energie și te simți bine, liberă, energică, puternică, plină de entuziasm. 3. Ești prezent aici și acum. Cum ți s-a părut această investigație particulară față de altele? Drăguț, așa. Cum am venit seama că parcă am plecat așa foarte departe. Acum că am revenit, fac diferența. Bun. Bine, mulțumesc pentru această colaborare, pentru că te-ai oferit voluntar. Și eu. Ne luăm la revedere aici, dar mai rămâi online după ce opresc înregistrarea. La revedere! La revedere!